Bună ziua! Bună ziua! Good morning! Astăzi se aude ok? E bine sunetul? Bună ziua tuturor! Mă ajută cineva cu microfon? Astăzi am avut onoarea să găzduim pe platforma Parlamentului Republicii Moldova întrevederea. Today we had the honor to host in the Parliament of the Republic of Moldova meeting cu domnul Richard Scholz, președintele Comitetului pentru Afaceri Externe din cadrul Parlamentului Republicii Letonia. With Mr. Richard Scholz, the chair of the Foreign Policy Committee in the Latvian Parliament. Domnul Marko Mikkelson, președintele Comitetului pentru Afaceri Externe din cadrul Parlamentului Republicii Estonia. Mr. Marko Mikkelson, the chair of the Foreign Affairs Committee in the Estonian Parliament. Și domnul Ziggy Bantas Pavilionis, președintele Comitetului pentru Afaceri Externe din cadrul Parlamentului Republicii Lituania. Mr. Ziggy Bantas Pavilionis, chair of the Lithuanian Foreign Affairs Committee. Această vizită este un semn clar de prietenie, de suport și de deschidere din partea țărilor baltice. This visit is a clear sign of support, friendship and openness on behalf of the Baltic countries. Anul viitor marcăm aniversarea a 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre țările noastre. Next year will mark the 30th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. Pe această cale țin să le mulțumesc reprezentanților acestor țări pentru suportul consecvent și necondiționat, atât politic, cât și diplomatic, social, economic, cultural și educațional. I take this opportunity to thank the representatives of these countries for the consistent and unconditional support on the social, economical, cultural and manifold aspects of our relations. De asemenea, suntem nespus de recunoscători pentru suportul pe care l-am primit din partea acestor țări în combaterea pandemiei de COVID-19. Besides this, we are very grateful for the support given to us from these countries in combating the pandemic. Am avut o discuție extrem de productivă și am abordat subiecte concrete. We've had a productive discussion with regards to concrete issues. Implementarea acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană a fost primul și cel mai important subiect discutat. The first and most important topic was the implementation of the association agreement between Moldova and the EU. De asemenea, ne-am exprimat interesul de a încheia acordurile bilaterale de recunoaștere reciprocă a diplomelor, a certificatelor și titlurilor științifice. Mă refer aici la Republica Estonia și Republica Letonia. Ori noi cu Lituania avem acest acord bilateral încheiat încă în anul 2013. So we've also expressed our interest in the reciprocal acknowledgement of educational diplomas, scientific titles and education certificates with Estonia and Latvia, because we've concluded such an agreement with Lithuania in 2013. Am convenit ca să încheiem toate formalitățile în viitorul apropiat pentru ratificarea acordului bilateral în domeniul securității sociale cu Republica Letonia. We've also agreed to conclude all the formalities related to the signing of a bilateral social security agreement with Latvia in the near future.
Un subiect important de pe agenda noastră comună au fost și evoluțiile pe piața energetică în regiune. Another important topic in our agenda was the developments on the energy market in the region. Mai cu seamă preluarea experienței țărilor baltice în dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă și eficiența energetică. Especially taking over a Baltic experience of development of renewable energy resources and efficient energy consumption. Considerăm că este extrem de important să dezvoltăm și să intensificăm relațiile de cooperare între țările noastre, inclusiv la nivel interparlamentar. It is important to develop and intensify our cooperation also on the parliamentary level. Acest lucru ne va permite să beneficiem de o consultanță mai amplă și vom putea împărtăși experiențe la subiecte de interes comun. We'll have this way a larger consultancy and we'll share experience on common interests. Și mă refer aici la vizite reciproce la nivelul conducerii Parlamentului, al comisiilor parlamentare de profil, al grupurilor parlamentare de prietenie și a secretariatelor parlamentelor. And I'm referring to mutual visits between the leaders of the parliaments, the lead committees, the friendship groups in our parliaments and secretariats of the parliaments. Le mulțumim pentru această vizită și considerăm că aceasta va ajuta la intensificarea relațiilor cu Uniunea Europeană, cu țările baltice și va aduce rezultate tangibile, în primul rând, pentru cetățenii țării noastre. We thank our guests for their visit and we consider that it will boost our relation with the EU, with the Baltic countries and will bring about tangible results for our citizens. Is it on? Hello? No. Is it on? Is it on? Because you pressed something. No? Hello? Yes. Good afternoon, media representatives. First of all, it is an honor for us and the three Baltic countries, chairs of the foreign affairs, to be here in Moldova. The first hand, I have to thank the chair of the Foreign Affairs Committee for extending us the kind invitation to visit. And it is a very timely visit for us to Moldova. Bună ziua, reprezentanților mass media. Este o onoare pentru noi, președinții afaceri, comisiilor afaceri externe din țările, parlamentele țărilor baltice, să ne aflăm aici la invitația doamnei German și mulțumim pe această cale pentru invitație. Considerăm că este oportun să ne aflăm acum în Republica Moldova. So today we start a 3-day visit to Moldova. We're going to meet in coming days your president, prime minister. We just had a very frank and productive discussion with the speaker of the parliament. Este o vizită de 3 zile. Ne vom întâlni cu președinta țării, cu prim-ministra. Am avut tocmai acum o discuție foarte deschisă și productivă cu președintele Parlamentului dumneavoastră. And this visit is really an important, not only for Moldova, but for us as well. Vizita este una importantă nu doar pentru Moldova, ci și pentru noi. As Madam Chair mentioned, next year we are going to celebrate the 30th anniversary since establishment of diplomatic relations. In the meantime, I have to say, for the past 30 years, I have to say already, we've been a staunch supporter for Moldova in different capacities. But particularly since 2004, when all three Baltic countries became full-fledged members of the European Union, it was our duty to actually speak and advocate for our neighboring countries.
După cum a menționat și doamna președintă, vom sărbători în curând 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre statele noastre. Am fost pe parcursul acestor 30 de ani cei mai mari suporteri ai Moldovei, dar mai ales din 2004, atunci când am devenit membri ai Uniunii Europene și am considerat că este datoria noastră să ne sprijinim astfel vecinii. And from the strong advocacy from the Baltic countries and the Nordic countries, in 2009 was established the Eastern Partnership Format. That is the EU's policy when it comes to its neighboring countries in different capacities. And in this capacity, of course, that involves the relationships development with Moldova, the support for the closer integration towards the EU that has resulted in signing the association agreement in 2016. And of course, right now, when we were closely following the snap elections that you had this summer, and I can congratulate Moldovan people for actually casting their votes for a very open and clear path for Moldova towards the European integration. Desigur, în alt moment de turnur a fost în 2009, atunci când cu susținerea țărilor baltice a fost creat formatul parteneriatului estic, ceea ce a dus la dezvoltarea mai mare a relațiilor cu Uniunea Europeană, o integrare mai bună și o apropiere de Uniunea Europeană. De asemenea, aceasta a condus la semnarea acordului de asociere în 2016. Nu pot să nu menționez rezultatele alegerilor anticipate din această vară și felicit pe această cale cetățenii Moldovei cu ocazia acestei realizări mari. And your newly elected parliament and government has set forward a very ambitious action plan when it comes to introducing different reforms that are to benefit not only the country altogether, but people and increase their well-being in the long term. So in this capacity, this is why we are here to, first of all, learn where we can actually assist you with our expertise, with our experience. Since I mentioned we have gone through this process, and it took us as well a long time and a lot of struggle, but we have delivered, and delivered not just for the sake of delivering, but to deliver in order to increase the well-being of our people. De aceea ne aflăm aici pentru a vă susține. Știm că Parlamentul și Guvernul dumneavoastră au pornit pe o cale a reformei menite să sporească bunăstarea cetățenilor pe termen lung. Dorim să vă ajutăm cu experiența și asistența noastră, pentru că am trecut prin aceste momente atunci când a trebuit să parcurgem o cale lungă și să avem rezultate concrete care să se traducă în bunăstarea populației. And I will conclude with my message to Moldovan people. Do not afraid of the reforms. Embrace the reforms. Because this is something that we have acknowledged as, you know, being a member state of the EU for the past 15 years. And, you know, I have to confess, we're still going a lot of reforms in our countries, improving the regulations, the legislation, and all of that is being done in order to have a good governance, rule of law, and most of all, increasing people's trust in their democratically elected institutions. Thank you. Și în cele din urmă, mesajul meu pentru poporul moldovean este ca să nu se teamă de reforme, să accepte și să îmbrățișeze aceste reforme, pentru că acum, la 15 ani de când suntem membri ai Uniunii Europene, pot să spun că încă trebuie să mai facem reforme, trebuie să ne îmbunătățim legislația, reglementările, pentru a avea o bună guvernare, un stat de drept, și pentru a dobândi încrederea oamenilor în instituțiile statului. Maybe just few words from Lithuania. Câteva cuvinte din partea Lituaniei. Well, as we discussed
Just recently, Moldova was second state that recognized Lithuanian independence after Iceland 31 years ago. Thank you for this. We have signatory Mihai Drutse with us who did it. Thank you, Mihai. Domnul Mihai Drutse ne-a împărtășit acum că 31 de ani în urmă Moldova a fost cel de-al doilea stat după Islanda care a recunoscut independența țării noastre și domnului a fost semnat dar îi mulțumim foarte mult și vă mulțumim, mulțumim Moldovei pe această cale. So we left the Soviet prison together and we free Baltics accomplished the job till the end. We consolidated our independence in the European family. And we will have, we will help you to do it. Deci am părăsit împreună închisoarea sovietică, iar noi, Baltici, am dus această, această cale până la capăt. Suntem membri ai familiei europene și vă vom ajuta să le reducem la noastră. You can do it. You must do it, and you will do it. Să faceți acest lucru, trebuie să o faceți și o veți face. Nobody wanted us in, honestly. We've been fighting for it inside the country, making reforms, like Richards was saying, lobbying in the West, and having good friends like you have now in our in the Baltics. Nimeni nu ne dorea acolo, nimeni nu ne aștepta, dar noi ne-am dorit-o, noi am muncit mult în țară, am făcut reforme, am făcut lobby, am avut prieteni care ne-au susținut, așa cum aveți și dumneavoastră în persoana noastră acum. On behalf of Lithuania, I can tell you that every leader in my country, every minister, every member of parliament will do whatever we can to help you on this way. Din partea Letoniei pot să spun că orice lider din țara noastră, orice ministru, orice deputat va face tot ce este în putință ca să vă ajute. And I think, you know, the same could be said about my Baltic brothers. Și cred că același lucru poate fi spus și din partea fraților mei baltici. Just one thing I would really ask you to do in this way, unity inside the country. Ce v-aș ruga să realizați în țara dumneavoastră este unitate. I was coming here in different incarnations 10, 15 years ago. You had different president, different prime minister, different foreign minister. But most important is support to current government, current coalition, current president. Everyone has to support country's integration to the West. This is the only key to success because enemies of your freedom will try to divide you and rule as much as they can. De ce vă rog aceasta? Pentru că am vizitat țara dumneavoastră din diferite posturi, cu 10 ani în urmă, cu 15 ani în urmă, aveți alt președinte, alt prim-ministru, alt ministru de externe. Dar vreau să vă spun că guvernul, coaliția, președintele actual au nevoie de sprijinul tuturor. Toți trebuie să sprijine integrarea în Occident, pentru că dușmanii voștri vor face totul ca să vă diviseze. And finally, about the region and global things, you know, 3+1, great idea, Baltics and Moldova. We had interesting idea about creating joint parliamentary assembly. We will discuss it. Why not? But we also have different other formats. Nordic Baltics. We heard that speakers of this region would like to visit Moldova. We have Free Seas Initiative. Maybe Latvia will do a lot to involve you into this initiative. But we have all other parliaments that we must crusade together for your future in the West. Bundestag, National Assembly in Paris, but not only EU. London, Washington, and I will end with Democracy Summit. Your president is a big democracy leader. I think she has to speak in this Democracy Summit together with other democracy champions.
because democracy is in decline on global scale for 50 years, and countries like Moldova is a surprising, great, inspiring example, and we have to fight for it to be a success on a global scale and inspire the rest of the region and the world to follow. Thank you. Despre aspectul regional și internațional. Ce pot să spun este că am discutat despre formate 3 plus 1, țările Baltice plus Moldova, am discutat despre formarea unei adunări parlamentare dintre țările Baltice și Moldova. Mai există Consiliul Nordic Baltic al speakerilor care ar dori să facă o vizită în Moldova. Mai există inițiativa celor 3 mări, Fluxis și Latvia, Letonia ar depune efort pentru a vă implica în această inițiativă. De asemenea, rămân celelalte parlamente din Uniunea Europeană, Bundestagul, Adunarea Națională a Franței, pe care trebuie să le abordăm la tema Moldovei. De asemenea, Parlamentul de la Londra și din alte țări din afara Uniunii Europene. Vreau să mă refer și la summitul democrației, acolo unde consider că președinta dumneavoastră trebuie neapărat să ia cuvântul, să se exprime, deoarece Moldova este un exemplu pe plan internațional, deoarece democrația se află de ceva timp încoace în declin și avem nevoie de exemple inspiraționale ca Moldova. Very good afternoon from my side as well. It's very good to be back here in Moldova. Last time I visited Chișinău in Moldova 13 years ago, but it's has seen a great deal of development your country has gone through. But let me, I'll be very short. I would like to argue that we are here really at a very interesting time, and I must argue that Moldova and attention, international attention to your country right now is much higher than for many years before. Bună ziua! Vreau să vă spun că mă întorc în Moldova după 13 ani și văd foarte mult schimbări în țara dumneavoastră. Pe scurt, vreau să vă zic că Moldova trece prin vremuri interesante și atrage foarte multă atenție internațională la momentul dat. And this attention comes from first and foremost from a will of your people, the will which was expressed during presidential elections and also during parliamentary elections, the very clear understanding among people of yours in which direction Moldova should develop as independent country. Și vreau să vă zic că această atenție se trage în primul rând din voința exprimată de poporul dumneavoastră în cadrul alegerilor prezidențiale și parlamentare, care arată înțelegerea clară a căii pe care vrea poporul să urmeze țara. So your people made a very clear choice during these elections to come out from international isolation and to show that the those who are right now in here in parliament or in government or as duty as a president is a huge responsibility to carry this responsibility, as I said, to reform country in direction of strong democratic and stable country. Deci poporul a făcut o alegere clară de a ieși din izolare. De aceea, președintei dumneavoastră, Parlamentului, Guvernului de Revin, o sarcină foarte importantă, de mare responsabilitate de a face reforme și de a duce la construirea unei democrații puternice. I see that Moldova right now is at very crucial crossroad or turning point. Deci Moldova se află acum la o răscruce foarte importantă. You are right now at the very beginning of major challenge perhaps you ever had, and this is energy crisis. Deci sunteți la începutul uneia dintre cele mai mari provocări cu care poate v-ați confruntat, este vorba de criza energetică. It didn't come out of blue, of course, and you had had previously as well problems with gas supplies and securing new contracts.
Deci nu a apărut acum din senin, ați mai avut desigur probleme cu aprovizionarea cu gaze și asigurarea unor contracte. But this time, more clear than ever before, this is in connection with people's will to develop country Moldova in strong integrational aspiration with the European Union. Dar în acest context și datorită voinței poporului este foarte important să se ca Moldova să se dezvolte din sub un aspect integraționist față de Uniunea Europeană. We know that the Russian Federation is using its energy supplies as geopolitical pressure tool, not only against your country but also against many other countries, including our history from 1990s is very clearly, we can compare the situation, what is happening right now here. Se știe că Federația Rusă folosește aprovizionarea cu gaze ca un instrument de presiune geopolitică, nu doar împotriva țării dumneavoastră, ci multe alte țări. Și ceea ce se întâmplă acum este comparabil cu ce, prin ce am trecut în anii 90. But I would like to argue that this is dead-end policy if it's really aim of Russian Federation to have an impact on you. Real life shows that this challenge actually pushes you, as it did with us, to diversify energy supplies, to be more competitive, and also to open up markets to the different directions, not only to be dependent only from one source of energy. Dar vreau să zic că această politică din partea Federației Ruse nu duce nicăieri, duce într-o fundătură, deoarece prin încercarea de a vă influența în acest mod, doar vă încurajează să deveniți mai competitivi, să vă deschideți mai mult piața spre alte surse. But I see that your government is working hard to find new sources. Historic agreement has been concluded recent days, as far as I understand. But also there are negotiations with Gazprom going on for a new contract. But one, what I would like to argue is that this challenge for Moldova during these coming months is a crucial to harder to strengthen further democratic institutions and open society. And the one what is beside the energy crisis and strengthening the democratic institution is important also to support resilience of society. And here is an extremely important role for you, media organizations as well, to fight against fake news, against disruptive propaganda, in order to allow to protect unity of and integrity of open society. Știu că guvernul dumneavoastră duce acum tratative și a muncit foarte mult pentru a încheia un acord istoric de curând. De asemenea, au loc tratative cu Gazprom pentru un nou contract. Sunteți în fața unei provocări cruciale pentru consolidarea țării, a instituțiilor, pentru consolidarea unei societăți deschise. De aceea mă adresez către instituțiile mass media care trebuie să sprijine reziliența societății deschise luptând cu propaganda distrugătoare și cu știrile false, cu informațiile false. But I'm more than sure that Moldova will win against those challenges I mentioned. And I would like to also argue, like Rihards and Zsigmondas already mentioned, support from our countries to your aspirations to become closer in integrational processes with the European Union is rock solid. Thank you. Dar suntem siguri că Moldova va învinge lupta cu aceste provocări și cum au menționat colegii mei din celelalte două parlamente, sprijinul nostru pentru Republica Moldova în această care de integrare și apropiere de Europa este foarte și foarte puternic. Mulțumim! Dacă sunt întrebări. Mulțumim! O zi bună!
Is it sounded like that? Is it? Yeah. Okay.